Salutare și ne-am găsit în pisieria, eu sunt Michael și în tutorialul video de astăzi vă dau câteva sfaturi pentru îmbunătățirea bateriei pe orice iPhone. Primul lucru pe care îl fac eu este să dezactivez sincronizarea aplicațiilor în background. Ca să faceți și voi asta mergeți în Settings, apoi în General și apoi la Background de Refresh și aici sunt trei stări ale setării, să zicem așa, sincronizare OFF, Wi-Fi sau Wi-Fi plus Mobile Data și eu las Wi-Fi plus Mobile Data. Și practic ce se întâmplă aici? În background aplicațiile sună acasă să vadă dacă sunt notificări noi și practic vi le trimit, dar de multe ori chestia asta mănâncă baterie, așa că eu am lăsat de, pentru Facebook, pentru Messenger, pentru Skype, Telegram, Tinder, YouTube, WhatsApp, sunt suficiente, n-am nevoie pentru Weather, că oricum când voi deblocați telefonul, el o să sune toate acasă și o să vă vină notificările aproape instant, da? Nu văd de ce pentru Spotify, ce notificări să-mi trimită Spotify, ce notificări să-mi trimită Maps, Books, nu le folosesc atât de des, așa că n-am nevoie. Și am lăsat doar pentru Facebook, evident Messenger-ul care trimite mesaje și așa mai departe, aplicații de care am nevoie să-mi trimită notificări și când telefonul e blocat. Apoi am mai făcut o chestie de aici din general, mergem la Accessibility de data asta și aici la Display Accommodations am dezactivat Auto Brightness. Practic chestia asta se folosește de senzorul din față al iPhone-ului și își ajustează luminositatea în funcție de lumina din mediu. Dacă lumina este mai puternică, crește luminositatea, dacă e mai scăzută, scade și luminositatea display-ului. Asta mănâncă foarte multă baterie, mai ales dacă se schimbă foarte des lumina din mediul în care este iPhone-ul. Eu o țin pe off și dacă vreau să-mi ajustez luminositatea, pot să fac chestia asta de aici foarte frumos din Control Center, ridic sau cobor luminositatea, după bunul meu plac. Hai să o mai ridic un pic ca să am un pic mai multă luminositate. Cam așa e ok, văd perfect display-ul. După aia trebuie să mergem în privacy și să vedem aici un pic cum e cu locația. Mergem în privacy, location services și vedeți că la mine este pe on. Și eu vă sfătuiesc să lăsați pe on, doar că să blocați accesul la locația anumitor aplicații. Dacă dați pe off, o să vă spun aici, Location services will be disabled for all apps, but your personalized, personalized location services settings for apps will be temporarily stored if you use Find My iPhone. Adică puteți dezactiva accesul la locația la aplicațiilor, dar dacă folosiți Find My iPhone, ele vor fi din nou deschise ca să vă găsească telefonul. Asta este ideea și eu pot să las pe Turn Off sau pot să mă întorc înapoi și să spun căror aplicații le dau acces la locație. Și App Store are acces la locație, evident, pentru că e nevoie de așa ceva să vadă din ce țară sunt și ce aplicații, știți că sunt aplicații extras pe țară, la fel și la cameră să-mi facă taguri la poze după locație, Google Maps, dar eu le-am zis doar while using și sunt unele aplicații care au setări pentru never, while using și always. Și always înseamnă că el are acces la locație tot timpul, chiar și când e în background, ceea ce nu e ok. Dacă voi nu vreți deloc să dați acces la locație și nu vă interesează, puteți activa sau da, dezactivați de aici și puteți cumva închide accesul la locație al anumitor aplicații, dar iarăși, dacă dezactivați de tot, nu o să aveți acces la locație, nicio aplicație nu o să aibă acces la locație și nu o să vă poată găsi prin GPS dacă dați solicitare pe Maps și așa mai departe, așa că eu le las pe ON și mă joc cu fiecare aplicație în parte, da? vedeți că la unele am pus pe Never eu personal, nu ai nevoie aplicație de alarmă, de locație, nu ai nevoie browserul Safari și așa mai departe, nu trebuie să știe ei pe unde sunt. Dezactivare, Wi-Fi, Bluetooth. Asta cu Wi-Fi și Bluetooth pe iOS tot timpul a fost tricky, pentru că dacă eu, de exemplu, de aici, la mine Bluetooth e off acum, dacă eu îl activez, o să mi se activeze wireless, o să mă conectez la rețeaua wireless și dacă îl dezactivez, nu se mai face iconița înapoi transparentă, se face albă. Ceea ce înseamnă că Wi-Fi este în continuare activ. Da? Dacă mă duc în setări, hai să vă și arăt settings, mergem aici în ecranul principal de setări și vezi că Wi-Fi nu este dezactivat, este not connected. El este în continuare activ și scanează după rețele wireless, dar este not connected. Așa că să-l opriți de tot, mergeți în Wi-Fi settings și dați de aici de toggle și oprit complet, la fel și la Bluetooth. Iarăși mănâncă baterie în spate, n-aveți nevoie, dacă nu sunteți conectați la wireless, de ce să țineți wireless-ul deschis? Bun. Apoi o altă chestie este legată de wallpaper. Dacă aveți iPhone X și el are ecran AMOLED, sfatul meu este să puneți wallpaper negru pentru că va... În momentul în care un OLED afișează negru, stinge pixelii și practic consumă mai puțin curent. Dacă aveți totuși un telefon cu ecran LCD și vreți să mai economisiți un pic de baterie, sfatul meu este să nu folosiți un wallpaper dinamic. Hai să vă arăt. Mergem aici la wallpaper, la Choose New Wallpaper și aici avem niște wallpaper dinamice. Ele sunt frumoase, iau așa ochiul, da, se mișcă pe aici, dacă mișcați telefonul și wallpaper se mișcă. Dar nu văd care e sensul. Eu mi-am pus, având un ecran IPS la care nu prea contează ce wallpaper puneți, mi-am pus wallpaper-ul ăsta cu pământul. Mi se pare că este destul de răguț. E primul wallpaper de la primul iPhone și este super, super interesant și nu mi se pare nimic a fi... E un wallpaper, da? Dacă aveți iPhone X, sfatul meu este să puneți wallpaper negru. Încă o chestie, tot la Display in Brightness, unde ar fi trebuit să fie și acea automatic Brightness, dar nu e. Aici mai avem o chestie, autolog Și sfatul meu e să-l țineți pe 30 de secunde. Practic este timerul până când iPhone-ul se blochează și se închide. Dacă puneți pe 5 minute, o să stea 5 minute deschis și deblocat pe bune, iar never, nici nu vreau să zic, nici nu vreau să mă gândesc cât ar sta deblocat pe never, până să duce baterie. Practic. Ok încă o chestie pe care m-am notat-o eu aici este Motion and Fitness. Motion and Fitness se găsește la Privacy și practic tot timpul iPhone-ul vostru va folosi senzorii pentru a uh, vă urmări câți pași ați făcut, uh, câte scări ați urcat și așa mai departe. Dacă nu folosiți chestii de fitness și nu faceți sport și, adică nu faceți sport și aveți o brățară din aia sau un Apple Watch, nu vă de ce v-ați urmări fitness în motion sau motion in fitness, mă rog. Puneți-o pe off pe bune. Consumă baterie în spate și chiar nu e nevoie de așa ceva. Mi-am mai notat eu aici niște chestii. Automatic app download. E o chestie pe care o găsiți aici la iTunes în App Store și practic el face în background niște downloaduri, chiar și pe Wi-Fi și pe date mobile dacă activați aici, de care nu aveți nevoie. Voi practic dacă vreți să verificați după update-uri în App Store, foarte simplu faceți chestia asta. Mergeți, ecranul principal, App Store, da? și aici Updates. Și aveți trei update-uri și dați Update. Și se întâmplă update-urile. Pac. Asta simplu. Și faceți chestia asta o dată pe săptămână sau o dată la, nu știu, două săptămâni, cum vreți voi. Și practic nu se mai întâmplă în background toată chestia asta. Se întâmplă în aplicație în momentul în care voi faceți chestia asta. Puteți să o faceți pe Wi-Fi, dacă vreți adică să desactivați Wi-Fi-ul, dar practic se descarcă aplicațiile și se fac ce update la noua versiune. Și nu trebuie să faceți automat treaba asta în background pentru că va mânca baterie, mai ales dacă aveți aplicații foarte multe. Și bonus, poate nu vreți să faceți update la o anumită aplicație, că nu vreți voi. Vă place cum arată acum. Bun, bun, bun. Mai sunt niște chestii care mănâncă destul de multă baterie. Astea sunt opționale de acum ce o să vă arăt. Unii zic că e bine să dezactivați uh, vibrarea, vibrația, moroc. Mă uh, deci o să mergem în ecranul principal de setări, sound și unii dezactivează vibrate on ring. Eu țin chestia asta pentru că de multe ori sunt într un mediu în care e foarte mult zgomot și eu uh, vreau să vibrez un pic telefonul înainte de a începe să sune pentru că vreau să-mi dau seama că vibrează. Sunt de, de multe ori mi s-a întâmplat să schimb telefoanele, să am un nou și să nu știu că nu sună mie telefonul. Și faptul că aveam vibrații în buzunar m-a să-mi dau seama, băt, pe cine te sună? Nu e nimeni altcineva în jurul tău. Și da, e ok. Deci eu zic să lăsați chestia asta cu vibrant ring. Dacă vreți să faceți economie la baterie, la sânge, puteți să o, să o debifați. Iarăși, cum doriți voi. Mai e o chestie pe care am găsit tot în privacy jos, jos, jos de tot. După Motion and Fitness avem Analytics și putem bloca trimiterea de date analitice la Apple. Practic să nu mai trimite date de sistem, telemetrie, cum e pe Windows. Ideea e că dacă noi debifăm chestia asta, nu știu câte baterie salvăm. Nu-mi dau seama. Adică nu știu cât de multe date trimite. Eu le-am dezactivat pe amândouă și pe alea de la uh, iPhone și pe alea de la iCloud. Puteți vedea aici ce date a trimis, dar iarăși e mai mult de privacy decât de battery, ca să zic așa. Și tot aici la mai avem advertising și putem bifa sau debifa limit ad tracking. Ce înseamnă asta? Înseamnă că se pot bloca reclame, de fapt nu reclame, se poate bloca personalizarea reclamelor, dar asta mănâncă iarăși un pic de baterie, unii zic să o ținem pe off și așa pe iOS n-am văzut de multe reclame ca pe Android, dar na, asta e, poate n-am instalat o aplicație de care Trebuie. Deci puteți să o dezactivați și în momentul în care o dezactivați o să vă apară mai multe reclame personalizate, dar o să vă consume mai puțină baterie. Nu știu care e legătura, dar am văzut și o chestia asta undeva pe net și zicea că e mai bine să pui pe off chestia asta. Și în momentul de față am mai multe reclame personalizate, dar mai multă baterie. Nu știu dacă ați înțeles foarte bine, nici eu nu știu să explic 100% chestia asta, încă învăța ce să, ce să zic. Da, ce mai avem noi pe aici? Păi cam, cam asta ar fi, cam asta ar fi dacă faceți chestiile astea pe verificatele, nu pe așa din cer, deci pe verificatele eu am scos o baterie, m-am dus la două zile cu iphone încărcat, cu folosire medie, cu muzică în background, ceea ce este extraordinar, doar cu aceste trucuri simple. Bine, depinde și cât de mult o folosiți, la mine la început a fost factorul wow și se ducea imediat, dar acum se ține bateria bine. Când am pornit să filmez tutorialul ăsta, nu știu cât avea baterie, dar undeva la vreo 75%, acum e 74%, bine, ele l am încărcat, dar ideea este că de dimineață aveam 86% și cu folosire destul de intensă, am dat o 20% jos, până pe la vreo 60%, ceea ce e ok. Deci, cu lucrurile astea pe care vi le-am spus aici, puteți crește semnificativ durata de viața bateriei. Ce vreau eu de la voi este ca cei care aveți iPhone să-mi scrieți în comentarii după 2-3 zile dacă ce ați văzut aici chiar v-a ajutat și dacă v-a crescut durata de, de viața bateriei. Până un alta, eu am fost Mihail, voi ați fost în pisieria, un like, un share, dacă vreți să vadă și alți prieteni nevoștri care au iPhone, un subscribe dacă sunteți noi și apăsați și clopoțelul ca să fiți notificați când postez. Până data viitoare, să aveți o zi frumoasă, pa!